Moș Crăciun a venit mai repede pentru copiii secțiilor de gimnastică și scrimă de la Clubul Steaua București. Luni și marți seara, zeci de copii frumoși și talentați au primit cadouri din partea moșului, care a avut ajutoare de nădejde în foștii mari campioni Ana Maria Popescu și Marian Drăgulescu. O surpriză plăcută, ca în fiecare an, copiii încă sunt bucuroși și cred în spiritul Crăciunului și noi încercăm să le fim alături și să le creăm tot felul de mici surprize. Chiar dacă poate au învățat și ei un pic acest ritual, dar primesc de fiecare dată cu emoții și chiar se pregătesc pentru cele 2-3 minute pe care ne dorim să le prezentăm. Cum apreciezi rezultatele secției de gimnastică, dar și acele de scrimă din acest an? Eu spun că rezultate foarte bune, atât la gimnastică cât și la scrimă. Suntem pe un drum bun. Avem copii frumoși, copii talentați, care pot să facă performanță pe viitor. Alin, Moș Crăciun a venit și în acest an la băieții de la secția de gimnastică. Cum l-au primit? Foarte bine, cu mult entuziasm. A fost o atmosferă extraordinară în sala de gimnastică. Mi-aș dori să fie mai des, așa cât mai des. Mulțumim celor care s-au implicat să aducă bucuria aceasta în inimile sportivilor noștri. Recent retras din activitatea competițională, Marian Drăgulescu va reveni de la 1 ianuarie în sală, dar în calitate de antrenor. Să știți că mi-a plăcut ce am văzut astă seară. Vă place ceea ce faceți, faceți acest sport cu bucurie, ceea ce este foarte important. Să știți că sunteți pe mâini bune, sunt cei mai buni antrenori din țară aici la Steaua, aveți și cea mai frumoasă sală din țară. Din ianuarie voi reveni la Steaua ca și antrenor. Împreună cu colectivul de antrenori de la băieți am fost și colegi și ca sportivi. Vom fi din nou colegi și ca antrenori. Am mai lucrat împreună și ca antrenori. Marian a avut o perioadă când a venit și ne-a ajutat în activitatea aceasta. Din punctul meu de vedere, toate lucrurile trebuie să meargă bine. Ne-am înțeles bine până acum și cu siguranță ne vom înțelege bine și de acum înainte. Sportivii au fost entuziasmați să audă că Marian o să vină în sală și o să-i antreneze. Ce așteptări să avem de la Marian Drăgulescu, care se va alătura stafului tehnic al Stelei, la secția masculină? Marian vine cu un bagaj foarte mare, adică clar va fi un plus pentru noi faptul că îl vom avea în sală. A fost un sportiv de o mare valoare, automat când va intra în sală va ști exact ce să facă împreună cu toți ceilalți antrenori, în așa fel încât performanțele, să sperăm că le va depăși pe ale lui. Ana Maria Popescu a dat zeci de autografe, a făcut numeroase poze alături de micii scrimeri din Ghencea și promite să le fie alături și în anul ce urmează. Ana, cum a fost să fie ajutorul lui Moș Crăciun? Mă bucur tare mult să fiu din nou aici în sala de scrimă în mijlocul copiilor. Este extraordinar și mă bucur pentru că pe vremea mea, indiferent cum sună treaba asta, nu ți minte să fie avut parte de astfel de sărbări și este extraordinar să-i strângi măcar o dată pe an pe cei mici și să le mulțumești pentru faptul că sunt aici și că fac performanță. Deși poate ei nu conștientizează că muncesc, ei percep sportul ca pe o joacă și mi-aș dori să rămână așa, la mine a rămas o joacă toată cariera. Mă bucur să văd din ce în ce mai mulți copii în sala de scrimă și asta cred că este un câștig pentru atât pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua, cât și pentru noi toți. Mulțumesc!